Care este motivul pentru care Dumnezeu va judeca lumea? Rămâi în continuare ca să auzi teribila poveste a distrugerii orașului Saint-Pierre. La hotarul estic al Mării Caraibilor, în șiragul Antilelor Mici, se află o mică insulă lungă de 80 de kilometri și lată de 35, pe nume Martinica. Încântat, Columb, care a văzut-o întreacăt, a numit-o Insula Florilor, un mic colț de paradis. În 1635, coloniștii francezi s-au așezat pe coasta de nord-vest, la poalele unui munte impunător pe care l-au numit Mont Pelé, adică Muntele Pleșuv, înalt de 1400 de metri. Acolo au întemeiat orașul Saint-Pierre. Frumusețea și clima blândă l-au făcut punctul de atracție pentru elitele franceze. Luxul și libertinajul l-au încununat cu porecla de Parisul din Caraibi, iar pentru alții Sodoma din Caraibi. Ce nu era permis nici chiar la Paris, era la modă în Saint-Pierre. Spiritul liber cugetător i-a dat faima de sălaș al ateismului radical. Ziarul local Tropice din ianuarie 1902 făcea haz de posna unui cerc de tineri care s-au suit până în vârful muntelui ca să smulgă crucea veche și să o arunce în craterul muntelui, curarea înapoi în iadul pe care l-ai creat. Anul acela, 1902, era un an electoral cu miză mare, salutat chiar și de bătrânul Vulcan printr-o salvă de fum puturos. În martie s-au dăugat gaizere fierbinți și au apărut aici colo lacuri fierbinți. Guvernatorul i-a asigurat pe puținii curioși că sunt doar toane trecătoare. Cei mai mulți investeau în campania electorală, oferind tot felul de exhibiții. De exemplu, la 20 martie de Paște, în vreme ce o fanfară venită tocmai din America, Armata Salvării, se străduia să adune localnicii pe bulevardul Victor Hugo, dincolo, o amestecătură de chefli travestiți în preoți purtau în procesiune un porc viu răstignit pe o cruce cu o coroană de spin pe cap, lălăind un prohod de blasfemii și râsete în guițăturile porcului. Iar în spate tărau o statuie a Fecioarei cu rochia smulsă de pe ea. Pe loc, guvernanții au luat atitudine, au ordonat fanfare creștine să părăsească de îndată orașul. În aprilie, muntele Pelé dădea noi semne de neliniște. Mici cutremure, emanații sulfuroase, ploi de cenușă și scură. Apa râului Blanche a fost văzută curgând adesea înapoi, urmarea mișcărilor tectonice. Apa nu mai putea fi băută. Oamenii au început să se alarmeze. Guvernatorul a alertat Parisul. După o cântărire matură, Parisul a interzis evacuarea orașului pentru salvgardarea alegerilor. Ca urmare, au fost trimise trupe să oprească exodul. În schimb, mulțimi de la sate năvăleau spre singurul loc declarat sigur de către media locală. Pe 3 mai, o emisie masivă de cenușă a întunecat complet cerul. Iar pe 5 mai, un torent de noroi fierbinte la de 60 de metri s-a prăvălit spre oraș cu 100 de kilometri la oră, făcând 150 de victime. Groaza a atins paroxismul când Saint-Pierre s-a văzut năpădit de cohorte de șerpi veninoși și insecte de toate mărimile ce își căutau scăparea. Sfidând panica, ziarele inundau lumea cu asigurări că isteria este doar efectul conspiraționiștilor. Chiar și guvernatorul cu soția lui au venit în oraș ca o garanție a siguranței. Pe 8 mai, la ora 8,
cu un bubuit îngrozitor, capacul muntelui a fost aruncat în aer și un nor negru a fost proiectat în văzduh, înturecând cerul pe o rază de 80 de kilometri. În secunda următoare, un al doilea nor negru roșu pe dinăuntru a țâșnit, formând o imensă ciupercă. Cu o viteză de 160 km la oră, s-a rostogolit peste orașul Saint-Pierre. În câteva clipe, gazele incandescente de peste 1000 de grade au incinerat tot ce putea ardea. 30.000 de oameni au murit instantaneu, mulți fără să realizeze măcar că mor. Cei închiși în casă au murit cu plămâni arși. În port, vasele au luat foc și s-au scufundat. Pe o arie de 22 de kilometri pătrați, totul era devastat. Ruinele au continuat să ardă zile întregi, iar muntele Pelé a continuat să răbufnească, luând viața încă 3.000 de oameni dintre salvatori. Episodul Saint-Pierre, asemenea potopului și a Sodomei, este doar o miniatură a evenimentului prezis de Biblie și anticipat în toate culturile lumii. Nu răbdarea lui Dumnezeu este cea care ajunge la capăt, ci nelegiuirea omului. Atunci când răutatea trece de punctul fără de întoarcere, mila lui Dumnezeu intervine drastic pentru protejarea rămășiței care mai poate fi salvată. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Astăzi, vulcanul judecății finale a început să se audă, dar mai este încă timp de reflecție. Dacă vrei să afli fabuloasa poveste a eroilor de la Cernobâl, ți-am pus un video aici. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel. Pe curând!